Am ceva cu la gură. Tinder și Bumble. Nu știu dacă ar trebui. Mamă, mamă, bă, băiat. Așteptăm autobuzul, de ce mă întrebați? La un restaurant și încercăm nu știu ce băutură. Că Carac se numește. Că? Să încerc să filmez sau să mă dăm. E un fel de ceai cu lapte și ceva. No, I can pay for it. First one here. Da, deci tipa asta, nu știu, m-am întâlnit cu tipa pe Bumble, a făcut cont în aeroport. 10 minute am stat, am dat suer la 4 persoane, s-a nimerit să fie ea și gen, m-a luat de la aeroport, am câteva ore escală. M-a luat de la aeroport, mi-a arătat orașul, acum îmi arată chestia asta, Carac, care e cultura locală. Sunt curios cum este Carac, Caracul ăsta. Revin când e gata. E puțin foame și am vrut la calceva de mâncare și mi-a zis că... This is traditional, local here? It's traditional, but it's originated from India. From India, okay. Chai masala, Indian. Yeah. Okay. And și-a plătit ea iar și mă simt foarte prost că nu am plătit nimic, n-am nici măcar n-am bani de ăștia schimbat, am să văd spre Revolut, dar nu mă lasă, e foarte drăguță. A, și ca idee, aici unde comandăm noi, gen la ăsta, se așteaptă la coadă, sunt oameni ca la Mac, gen, stau cu mașini, pentru că ei nu merg pe jos și vine cineva de aici dinăuntru și le duce la mașină. E foarte, foarte ciudată chestia asta. La toate chestii, la toate restaurante și la toate barurile, am văzut astea care sunt pe stradă. Gen. Thank you. Așa, e cam la chestia asta, să vedem cum e. Thank you. Can you take that? Yes. Yeah, thank you. Okay. Hmm. Hot? No, it's very good. It's good. Yeah. I think this cheese is a little bit melted. Yes. Excellent, e foarte bună. Yeah. Vezi că nu vrea. Nu. Am ceva pula la gură. Vezi, încă mese. Acum la cald, doar ce m-am întors din Qatar, gen din oraș, la aeroport. Trebuie să mă duc la poarta de îmbarcare pentru zborul către Thailanda. Și v-am spus, știți care a fost toată treaba, cum m-am întâlnit cu tipa asta, de ce am plecat, cum am plecat, de nebun și toate cele. Deci, să începem cu începutul. Am zburat din București, în Qatar, am plecat la 10:50, am ajuns la 16:25, deci 4 jumate aici și următorul zbor către Thailanda îl aveam la Galam la ora 21:15, acum fiind aproape 1. Și am stat vreo 2 ore, m-am tot mutat prin lanjuri, am fost, am mâncat, am băut ceva, bla 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 și după 2 ore am simțit să fie Tinder și Bumble, nu știu care ne cel mai folosite din astea. Oricum să am nevoie să mai ies cu oameni, să bla bla bla, mă rog. Așa. Și până mi-am completat datele, nu știu, am pus poze și am dat câteva swipe-uri repede, dar după m-am apucat să-mi completez datele, că sunt multe informații acolo de pus. Și în timp ce completam datele, am primit vreo 4-5 notificări legate de, nu știu, că mi-a mai dat, că am avut meci din ăla. Și am vorbit, nu știu, puțin, m-a întrebat tipa aia, nu știu, de când sunt în Qatar, zic că, bă, sunt doar în tranzit, mi-a instalat aplicația că plecam mai departe, whatever. Și m-a întrebat cât timp am, mi-a zis că mai am vreo 8 ore de stat, s-a oferit să vină să ne vedem, să mă ia de la aeroport și mă duce înapoi. Eu inițial nici nu știam dacă pot ieși din aeroport, că deci am înțeles, nu prea te lasă ăștia dacă ieși și intri în aceeași zi. Mă rog, deși nu avem nevoie de viză și așa. Am ieșit de nebun, gen tip, deci asta s-a întâmplat 10 minute după ce am instalat aplicația, m-am dus de nebun, am ieșit și a ajuns cam în 15 minute după ce am vorbit un pic. Adică, de fapt, i-am așteptat un pic până am ieșit de la immigration și așa mai departe. Am povestit un pic și m-a dus înapoi, a fost foarte drăguță. Mi-a dat și un riad. Vă arăt și cum arată. Eu n-am avut bani. Ca ideea a plătit ea, deci m-a oferit să plătesc cu cardul când mergea. Am rugat să mergem undeva, nu pot să plătesc cu cardul că n-aveam niciun bani schimbat. Mi-a dat un riad care arată cam așa. Cam asta e. I-am dat și eu 5 lei, că mai aveam niște lei rămași de acasă.
Bun, închei aici, mă duc spre poartă și vedem că o să fie long, long fly. Am ajuns în Phuket, mergem să ridicăm bagajul, dar nu știu de la ce linie din asta. SIM card, văd pe aici, ok, eu sunt moșii de SIM card. Am aplicație pe telefon să-mi iau eSIM, dar să verific să văd care e mai ok. Momentan, nu știu de unde trebuie să ne ridic bagaj. Deci, cartelă, schimbat de bani. Să văd cum ajung la hotel, că e în Patong, la vreo 30 de km de aici, ceva de genul. Cred că iau taxi. Aș lua o mizerie de locală, orice. Hotelurile astea le-au distrus mâncați. Știu că zonul meu cred că vine mai morții lui. Bine, asta dacă vine, că se duc 15 minute aici deja. Nu știu dacă ar trebui, sincer. Nu pare să mai apar. Cred că ăsta. Ăsta pare a fi. Long transfer. Da, asta ar trebui să scrie nimic cu numele meu pe el. Dar e ok. Plecam pe 14, ajuns pe 15. Mergem mai departe. Cam așa arată, am schimbat doar 3040 de ăștia. Și arată bănuții. Am schimbat $100, că nu știu dacă e cel mai bun curs valutar, bla bla bla, mai plătești cu cardul, vedem. Mă interesa acum de cartelă, încerc să mă conectez pe Wi-Fi să văd cam care trebuie să fie costul și cam cât ar trebui să mă coste să ajung la hotel. Așa nu mai reștiu, dar mă mai verific. Bun, deci cartela are înțeleg că părea foarte scumpă, că în 1000 de bați, cred că înseamnă undeva la $30 pe 30 de zile. Nu știu dacă e mult sau puțin. Îmi trebuie doar net asta și cu apelul și cu bla bla. O să caut, cred că, un Patong ăsta. Și acum caut și înțeleg că un minivan ar costa 200 de bați sau 900 de bați dacă iau taxiul. Acum, nu știu, vedem. Trebuie să scanez iar o bagajul ăsta. Și le-am pus pe mine iar o. Cred că am rezolvat și cu autobuzul teoretic. Trebuie să merg pe jos spre Domestic Flights. Și acolo am shuttle bus din ăsta local. Sper să știu experiența. Și 100 de bați, 100 de bați. Eu nu știu cât înseamnă, frate, nu pot să-mi dau seama. Și am schimbat $100, 3000 de bați. Deci $10, 300 de bați, deci $3. Deci it's very good. Da, nu știu. Hai să vedem. Mamă, mamă, bă, băiat. N-am mai simțit asta din... Haide, nu știu. Mamă, ce umiditate, nu pot să respir. Bine, și eu am astea pe mine. Și malete, și bluși negri. Și... Sper să fie destul de ușor de ajuns la hotel. Asta e. Ajuns la hotel. Primul trebuie să verific internetul. Că... Asta e cel mai important pentru mine în momentul ăsta. Și apoi... Foai, dacă avem cărțe și suflet. Trebuie să întreb de shuttle, ba să mă moște și ăsta aici, bun, să mă bag tailandeziști. Frumos. Dar la volan, vă. Vreau la volan. Vreau la volan, ești nebun. Bă, dar unde iau shuttle bus, frate? Drop only. Nu știu, bă, intru și eu aici. A? Și mă întreb. A, ba nu, uite. Public bus, exemption aici. Bun. No, no, thank you. Mulțumesc, frate. Mă duc pe jos. Sunt cărău și ești bun. Mamă, mamă. Cred că trebuia să mă duc la baie undeva să mă schimb, sincer, că e foarte, foarte cald. Incredibil de cald, bă, băiat. Mă, dar unde e dracu înainte? Mamă, cred că alea sunt. Pe aici, mamă, pe aici mă bagă mâncații. Eu nu văd ce filmez oricum, by the way. Dar pare că mă încep pe gangurile astea. Ce mă pace pe gangurile astea. Sau vorbim asta cu scuterul. Cât îmi iei un kilo până la Zalo?
Am astăzi încărții și... Deci, la cataract. Is going to Patong? Patong on the way, 3 o'clock. 3 o'clock? Yes, 2 o'clock already now, it's full. Ah, ok. Already ok, now. I'll buy the ticket for 3 o'clock. Yeah, yes. Oh, hai să stau 14 ore. Ce am de mers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 9 cobor. Știi că până la 2 e ocupat ăsta, la 1.45, te stau la 2.45. Pe povarme. Trebuie să iau la 3 ore a 2, acum nu știu unde nu mai văd. Stai și că e plin acum, dar și trec eu prin cataracta asta, că nu e nimeni. Ia, dar poate s-au luat biletele dinainte, se leg. Poate acum stau aici degeaba. La mie cald de numai, bă, trebuie să fac ceva. Și ceva înseamnă să mă schimb. Altfel ne prezentăm, este? Fii atent că îmi puși ochelari. Stau să ieșe că s-a terminat, de fapt. Bă, dă-mi niște, stau. Să vă mint. Bine. Vine și eu azi. Sunt filmele alea, Matrix. Ce era, bă? Ce era? Mă trebuie o bătaie pe aici. Bă, dar nu mai am baterie la telefon, nu mai am pe drag să mă ia. Să mă ieie. Asta este. Așteptăm autobuzul, de ce mă întrebați? Am urcat 40 de minute pleacă și cam jumătate de oră, cred că, ceva de genul. Ajuns în Patong. E haos aici, e kind of Costinești, la Marafa. Costinești? Da, ideea e că gen n-am cartelă, nu știu unde trebuie să ajung exact. Am văzut doar că în autobuz aveam Wi-Fi și am reușit să văd că am trecut de hotel, sau mă rog, de străduța către hotel. Cum încerc să mă duc pe jos înapoi, pe unde am văzut eu că era, când am trecut cu maps pe acolo. Da, e cam haos pe aici. E... Cred că ajung pe jos. Sau o să ajung. Mă, bine că mi-au luat doar 5 zile aici, e prea haos pentru mine. Bătrân, nu știu, foarte multe femei să se ofere la masă, să-ți facă masaj. Dar ies să mănânc niște ceva prăjel de pe stradă, în ulei de scuter. De ce ai ibis? Cred că lângă asta de lângă ei. Austrian Garden. Asta, cred. Am luat ca românul, cu pensiune sau ora. Bă, stai, mă. 8/10. Și mie îmi trebuie Amarin Hotel. E gata. Să încep undeva. Mamă, ia uite, bă, nu scap. Nu scap nici aici. Nici aici să nu scap, mă. Stați așa că vă explic acum care e treaba. Gen. Hai zic. Sărmă, doamnă. Gata. Am plătit. Și mă, ce vorbim ăsta? Și că e altă clădire. 5 to 5. Uite, e în fața aici. Ok.
să mă urc rău de tot. Thank you. Good. Nice. Thank you. Have a good day. Bun. Aerul e ok. Bine, view-ul ăsta. Mă dezbrac un pic. Oh. Oh. Bun, hai să luăm la început. Deci am intrat la 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 și avem așa. Mă arăși ce e ok, safe. Nu știu cât o folosesc. Asta e doar să acopăr asta. Sus o să pun ghiozdanul așa. Trezor cu tu, frății, oare? Bun, un frigider. Să bag niște apă. E ok, fierbătura, niște cafea. Bune astea. Așa, să vedem. Apa sper să fie ok. Gunoi astea, bla bla bla. Și... nu știu să deschide geamul ăsta. Eu n-aș vrea să deschide neapărat. Ah, mai bine. Și cred că o să fac și așa. În fine, mă uit eu. Trebuie să acopăr asta, nu vreau să vă luam în casă. Și aici ce trec. Ah, what the f... e un balconaj mic, ok. Apa, aici am venit eu. Nice. La betoane. Frumos. Ok. Păi și cam stai. Așa, trezor cu butoane. Wi-Fi o să meargă bine. Asta e cel mai important. Finally. Ok, hai că am zis că să testez și internetul. Ok. What the? Ce că ești în vrat? Nu știu ce aici. Ok. One second. Și acolo e decent. Da, mă, e... tarză. Upload, dar e ok pe download, nu știu, vedem cum e, că nici nu mă percep prea bine să știu cât de mult o nu s-am nevoie. Am uitat asta, e recepție. Bine, Marcu! Bine! Gata. Mă, stă răciște! Bagă, bagă! Bagă, unchiule, că nu mai știu de capul meu. Gata, pup! Sincer, aici două tripete și pe asta. Nu mă mai, că dacă mă uit, nu mai dorm, ești nebun. Confortabil, mai dacă obosit sunt, dormi și pe lemne. Pe camera asta plătesc incredibil la sumă de... de fapt am plătit cash, deși are doar un booking, sper să nu ia bani de două ori. 2800 de bați, care în lei înseamnă... 390 de lei, 380 ceva de lei, 390 de lei. Pentru 5 nopți. Deci... 390 împărțit la 5, 78 de lei pe noapte, care înseamnă undeva la, nu știu, 15-16 euro pe acolo. Ceea ce e destul de cent, că merg cu ajustul la plajă, nu știu, îmi trebuie până la plajă, destul de în centru. Asta este, de fapt, marea afacere, nu cum arată. Pup! Mâine vedem ce facem astăzi, cred că doar e să mănânc și nu mai finez nimic, cum s-o găsit, sunt pupit. Hop in the car, watch it go vroom. That I bust on.